Salut! Ăsta este Fairytech Arcade 2000 și o să vă arăt în videoclipul ăsta cum puteți să obțineți shot-ul ăla Infinity sau Inception Shot, cum mi se mai spune. Aveți acum pe ecran chiar un exemplu și hai să vă arăt cum puteți să obțineți asta cu Fairytech Arcade 2000, care după părerea mea este cel mai preferat gimbal al meu, pentru că este singur, de fapt, și e foarte, foarte, foarte mișto și asta. Ok, ceea ce trebuie să faci prima dată este să intri în modul AF, adică All Follow, dând, bineînțeles, cu degetul pe ecranul touch, pe care nu toate gimbalurile îl au. Așa, după ce am dat pe AF, întoarcem frumușel gimbalul pe orizontală, după care, încercând din joystick, să întoarcem camera cât mai orizontală cu orizontul posibil. Orizontală și orizont, da? Poți să-l și modifici așa dacă vrei, dar eu prefer gimbalul. Acum, ideea principală este să ai acest mâner cât mai paralel cu solul, da? Și după ce am întors, țineți cont că efectul ăsta funcționează cel mai bine cu lentile cât mai wide. Eu am un 50 aici, dar o să vă arăt un exemplu într-o secundă cu o lentilă mai wide atât. Bun, după ce am întors chestia asta, facem următoarea situație și anume, ne ducem în spate, selectăm zona în care vrem să mergem și cu joystick-ul dăm ori la dreapta, ori la stânga maxim, în timp ce mergem constant ușor în față sau în spate. Și anume, începem. Am dat cu joystick-ul și merg în față. Putem face același shot și cu spatele și obținem un cu totul altfel de efect.